Sfârșit de săptămână aglomerat pentru Departamentul de Informatică din cadrul Facultății de Matematică și Științe ale Naturii, împreună cu Societatea pentru Tehnologii Computaționale. Departamentul a organizat cea de-a 8-a ediție a sesiunii de comunicări științifice studențești, la care au luat parte studenți pasionați de informatică din Timișoara, Cluj-Napoca, Baia Mare și Craiova. A fost un bun prilej pentru studenții participanți de a-și pune în evidență cercetarea efectuată pe parcursul anului universitar actual. Am avut participanți din mai multe centre universitare, unele situate la mare distanță de Craiova, ca de exemplu Baia Mare. Jurul a fost format din cadre didactice universitare și din reprezentanți ai firmelor de IT care au fost sponsorii acestui eveniment științific. Trebuie remarcat calitatea științifică ridicată a lucrărilor prezentate, fapt remarcat de toți participanții prin faptul că majoritatea lucrărilor au fost însoțite de întrebări, de comentarii, de sugestii, de aplicare și de îmbunătățire sau extindere a noțiunilor prezentate. Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești s-a desfășurat pe trei secțiuni: logică, jocuri și inteligență artificială, aplicații web și aplicații utilitare. Lucrarea câștigătoare, intitulată Logic Class, i-a aparținut unui student de la Universitatea de Vest din Timișoara. A fost selectate în ultima fază un număr de 15 lucrări. Premiul întâi a fost luat de un student la Universitatea de Vest din Timișoara. Premiile au fost substanțiale, constând în obiecte cu caracter informatic. De exemplu, premiul întâi a fost un laptop foarte performant. Un alt avantaj al studenților care au participat a constat în faptul că studenții remarcați cu acest prilej vor avea posibilitatea, la fel ca la edițiile precedente, să efectueze stagii de practică sau mai târziu să se angajeze, după absolvirea facultății, la firmele care au participat la acest eveniment științific.